Cel mare îl câștigă cuplul format din Adrian și Oana. Felicitările noastre minunaților, să intre și cercul de 10.000 de euro pentru voi, pentru câștigătorii premiului mare. Dragii noștri, primiți felicitările prietenilor, participanților, concurenților, avem și tortul provocarea destinului, avem și cupele cu vin spumant. Felicitări! Te rog frumos, sau ai dat toți banii oamenii? Ai zis că ești generos, că tu ai mulți bani. Cred că ar trebui să-i dai toți ei. Doamne, spuneți-ne așa pe final, care sunt emoțiile voastre? Sincer, nu mă așteptam să fiu. Prima dată când am de aici, după mi s-a rezat, n-am făcut să trec pe premiu și nu am niciodată să câștig. Mulțumesc din suflet la toți oameni care face astfel de emisiuni, pentru că se gândesc și la noi, că avem și la a doua șansă în viață. Vă mulțumesc din suflet. Și pentru a trebui, da, cel mai mult pentru oameni. Mulțumesc și oare conform! Mulțumim și sponsorului Oriflame pentru acest excepțional cadou. Oana, e rândul tău. Da, nu știu, plin de emoție. Nu știu, mă bucur că mi-a făcut invitația. Mă bucur că am fost o doamnă aici și că l-am întâlnit pe Adrian. Nu, am așteptat, dar acum am intrat că o să ajung în marea finală. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine cu tot sufletul și am făcut asta de fiecare dată. Probabil voi mi-ați oferit energia cu care am avut nevoie aici. Vă mulțumesc de tot sufletul și vă îmbrățișez pe toți. Și eu vă mulțumesc vouă, dragilor, dar și tuturor telespectatorilor că au fost alături de noi la provocarea destinului. Un eveniment excepțional, pur și simplu fermecător, care s-a întâmplat în viața mea, în viața voastră și în viața tuturor. Mă bucur, ne-a spus de mult, e momentul să savurăm din cupele cu șampanie, dar până atunci vreau să vă doresc o vară minunată împreună. Savurați clipele, chiar dacă aveți multe impedimente, obstacole, provocări, teste, încercați să treceți peste ele, pentru că doar ele ne întăresc cuplul. Asta este decizia voastră, vă felicit. Decizia noastră e să petrecem în continuare pentru că ne place viața și pentru că noi trăim fiecare clipă. Vă dorim din tot sufletul multă, multă sănătate, fericire și multă.